Am aici o rețetă de care nu mă mai satur. Este potrivită pentru prânz sau cină, se face foarte ușor, este delicioasă și credeți-mă că nici voi nu vă veți plictisi de ea. În prima fază, pun cartofii și conopida la fiert, în apă cu sare. Între timp mă ocup de ciuperci. Acestea sunt ciuperci King Oyster, dar puteți folosi și Pleurotus. Le voi desface de mână, nu voi folosi cuțitul, în fâșii lungi. Pentru ciuperci, de data asta voi folosi un condiment mai special, se numește chipotle. Este un condiment mexican, are un gust ușor iute, puțin acrișor și foarte aromat. Și chiar merge bine la foarte multe preparate. Dacă nu-l aveți la îndemână sau nu-l găsiți, puteți folosi condimentele clasice, cum ar fi sare, piper, boia, usturoi granulat. Pun ciupercile într-o tigaie cu ulei, condimentez din belșug cu chipotle, acopăr și ciupercile cu un capac, le las câteva minute să se înmoaie la foc mediu. Se poate lua capacul, lăsăm ciupercile să se rumenească. Cartofii și conopida o fiert, pun și 3 linguri de smântână de caju făcută în casă,